În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mângâiați pe poporul meu. Frați creștini, acestea sunt cuvintele prorocului Isaia, care vorbea în legământul cel vechi, poporul să primească mângâiere și ușurare necazurile prin care trecea. Și noi, în legea cea nouă, slujitorii sfintelor altare, avem datoria la rândul nostru să vă mângâiem și noi durerele și necazurile pe care le aveți. Și eu, pe dumneavoastră, turma mea cea iubită pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o, pe aceasta eu am datoria să o și mângâi, nu numai să vă învăț, nu numai să vă sfințesc prin sfintele taine și erugii viețile, dar atunci când aveți greutăți și necazuri, am datoria să vă și mângâi. Oare eu nu știu câte necazuri și câte lacrimi vă încearcă? Oare eu nu cunosc câtă durere și suferință aveți în sufletele frăților voastre? De aceea astăzi, în cea de-a treia duminică a Sfântului Post cel Mare, dăruită și închinată Sfintei Cruci, vreau și eu să vă mângâi prin cuvintele mele. Această duminică este numită a Sfintei Cruci, pentru că la jumătatea căii sau drumului care duce către înviere, ne amintește Sfânta Biserică și nouă de puterea Sfintei Cruci, de acoperământul și puterea și, mai cu seamă, lucrarea cea tainică a crucii în viața noastră duhovnicească și trupească. Dar mai cu seamă vrea să ne facă trimitere la faptul că nu putem ajunge la înviere decât numai trecând prin cruce. Nu putem să ne bucurăm în împărăția cerurilor decât dacă nu suferim și dacă nu avem chinurile și durerile crucii. Sfântul Teofan Zăvărâtul amintește că sunt trei feluri de cruci. Crucea cea din afară, adică a necazurilor și durerilor prin care omul trece. Crucea cea dinăuntru, adică mulțimea chinurilor pe care omul le are când se luptă cu patimile și cu poftele dinăuntru lui. Și crucea cea duhovnicească sau cerească, care este încredințarea totală în mâna lui Dumnezeu și lăsarea cu totul în voia lui Dumnezeu a noastră înșine. Eu despre cel de-al treilea fel de Sfântă Cruce vreau să vă spun câteva cuvinte astăzi. Dar am să vă vorbesc puțin despre aceasta numai dacă vom înțelege unde vom găsi mângâiere. Unde vom găsi mângâiere? În durerile și în necazurile noastre. Unde vom găsi noi alinarea suferințelor? Unde să alergăm să putem a ne adăposti de tot viforul vieții acesteia? Unde vom putea să aflăm ușoara noastră mângâiere? Și iată, fraților, unde trebuie să ne îndreptăm noi. Oamenii, de obicei, când au necazuri, oamenii cei care sunt căzuți în patim, oamenii cei care sunt încercați sărmanii de cumplitele păcate, ei unde caută? Caută în lucruri omenești mângâiere. Adeseori se aruncă consumând vin sau vodcă, sau fumează, sau iau droguri. Și la necazurile pe care le au acolo se duc. Că mulți dintre noi întreabă, dar oare necazuri nu au și cei care îl urmează pe Dumnezeu? Și dumneavoastră mă puteți întreba. Nu numai oamenii cu păcate au necazuri, ci și oamenii care fac voia lui Dumnezeu și nu se leapă de El. Și ei au necazuri. Ei unde să alerge? Ei, despre asta vreau astăzi să vă vorbesc. Că nu-i tot una. Necazul și lacrimile pe care le au cei ce sunt
împreună cu Dumnezeu față de lacrimile și necazul pe care l-au oamenii care se leapădă de Dumnezeu. Și dacă vă spuneam că oamenii care se lasă pradă poftelor își îneacă amarul, încercând să uite de necazuri tocmai în aceste pământești îndeletniciri, fie încearcă în discuții cu prietenii, fie încearcă să uite de greutăți, ducându-se în diverse cluburi, se duc să urmărească la baluri sau în cinema tot felul de piese de teatru sau altceva de acest gen ca să uite de necazuri. Oamenii aceștia încearcă să uite de ele, să scape de ele, pentru că se află înlănțuiți de aceste necazuri și pentru că nu le pot înfrunta duhovnicește. Este o altă categorie de oameni care au o oarecare trăire duhovnicească. Și ei la fel vor să scape. Dar unde vor să scape de necazuri? Auziți unde? Oamenii care mai au puțină trăire duhovnicească încearcă să înlocuiască necazurile și suferințele cu dragostea dintre soți, cu dragostea rudelor, cu dragostea față de copii, față de părinți, nici măcar cu dragostea față de străini sau de cei care au nevoie cu adevărat de o asemenea dragoste. Nu-și amintesc că de fapt toate acestea trebuie să ne conducă la cea mai înaltă dragoste. Este doar un început de dragoste, bună și ea, dar nu este cea desăvârșită. Să ajungi să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci unde vom găsi, fraților, mângâiere? În necazuri. Dacă nici în cele pământești, nici în dragostea cea dintr-un început, unde ne vom duce să găsim mângâierea în necazurile noastre? Iată psalmistul ce spune. În psalmul 61, versetul 1, în Dumnezeu se liniștește sufletul meu. În Dumnezeu se mângâie inima mea. Iată că ne-a dăruit Dumnezeu un dar neprețuit. Ne-a dăruit Dumnezeu un deosebit și nemăsurat dar ca să putem să ce lumească și să nu ne mai cuprindă întristarea și necazul. Sfânta Cruce. Avem acest neprețuit dar. Să ne apropiem și să privim sfântul și dumnezeiescul odor al crucii. Dar mai cu seamă nu doar să-L privim, ci și să-L atingem, să-L sărutăm. Omul atunci când privește către cruce, ce vede? Îl vede pe Hristos, Mântuitorul Lumii, acolo răstignit. Și deși își amintește că era acela care le-a făcut atâta bine, acela care a înmulțit pâinile și peștii, acela care a făcut orbii să vadă, șchiopii să umble, ba chiar morții să învieze. El, Mântuitorul Lumii, cel de-al doilea ipostas treimic, iată că stă pe lemnul crucii și suferind ne dă nouă o uriașă putere. Dacă vom privi la lemnul Sfintei Cruci, fraților, noi nu o să mai căutăm scăpare în alte părți când suntem necăjiți. Dacă oamenii de care v-am spus înainte caută să scape de necazuri, caută să uite de ele. Noi, când ne vom uita către Sfânta și Dumnezeiasca Cruce, fraților, cu adevărat vom lua o putere uriașă și dumnezeiască. Și Dumnezeu va topi necazul nostru. Pentru că atunci când vom privi cum Domnul nostru Iisus Hristos a biruit moartea, noi înșine vom putea să biruim cu harul Lui tot necazul și suferința din viața noastră. Această privire către lemnul Sfintei Cruci, dar mai ales această aplecare a noastră către dumnezeiasca jertfă, va fi locul, dar mai ales va fi prilejul prin care sufletul nostru se va hrăni, dumnezeiește vorbind, și va pune suișul în inima sa. De aceea Mântuitorul Hristos a mântuit neamul omenesc prin jertfa crucii, fraților. Tocmai pentru ca și noi, atunci când vom avea, așa cum v-am învățat de atâtea ori, momentul de a merge în viața aceasta pe drumul
și calea îngustă și strâmtă a mântuirii, cum spun Sfinții Apostoli, că așa este drumul care duce la Hristos, fraților. Este plin de suferință și durere. Să nu uităm că Sfinții au călătorit cu toții pe drumul acesta aspru și îngust al suferințelor. Și n-a fost unul, fraților, care să nu guste amarul și durerea în viața aceasta. N-a fost unul. Să vă spun o întâmplare din Pateric. Se povestește că la apa Pafnutie au venit 3 bătrâni și căzând la picioarele lui, făcându-i metanie, l-au rugat zicându-i: spune-ne nouă un cuvânt de folos. Ava Matoi povestește că bătrânul Pafnutie i-a întrebat: să vă spun cuvânt de folos duhovnicesc sau trupesc? Iar bătrânii au spus: spune-ne cuvânt de folos duhovnicesc. Și bătrânul Pafnutie le-a spus: să iubiți necazul mai mult decât odihna, să iubiți ocara și necinstea mai mult decât slava și să iubiți mai mult a da decât a lua. Și s-au ridicat bătrânii folosiți și a plecat la chiliile lor. Iată, fraților, în viața noastră, la ce suntem chemați, frații? Să iubim mai mult necazul decât odihna. Să iubim, fraților, mai mult, iată, necinstea și ocara decât slava și mai mult decât a lua să dăm. De aceea Sfânta Evanghelie de astăzi a spus că cel ce își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie îl va câștiga. Iar cine își va cruța sufletul îl va pierde. Ce înseamnă să-ți pierzi sufletul tău pentru Hristos și Evanghelie decât numai aceasta? Când te vezi pe tine în necazuri și te simți pierdut pentru Hristos și Evanghelie, asta faci. Când făcând voia lui Dumnezeu, când împlinind poruncile lui Hristos, în jurul tău este război și toți ridică asupriri și greutăți și silnicii pe capul tău, dar tu faci voia lui Dumnezeu și rabzi. Aceasta se întâmplă. Amintiți-vă, dragii mei, de Sfântul și Dreptul Iov. Ce a făcut acesta? A fost răstignit până la urmă, fraților, nu pe o cruce văzută, ci pe cea mai grea cruce. Dacă a trecut, cum spunea Sfântul Teofan, prin toate aceste sfinte răstigniri și cruci, dacă mai întâi, cu toate necazurile și bolile din afară s-a luptat și le-a răbdat, dacă cu toate poftele și patimile s-a luptat, nu numai ale lui, ba chiar ne amintim că și ale feciorilor lui, că se ducea și dădea milostenie și pentru dânsii și jertfea în templu. Dar mai cu seamă, fraților, toate le-a lăsat la voia lui Dumnezeu. Aici, fraților, să înțelegeți un lucru. Că spun Sfinții Părinți: ați auzit de răbdarea lui Iov, zice Evanghelistul, și ați văzut sfârșitul hărăzirii de Domnul, zice Sfântul Apostol. Ați văzut, fraților, răbdarea lui Iov și sfârșitul hărăzirii de Domnul. Așa și Sfinții Părinți spun despre omul care, găsindu-se lăsat în voia lui Dumnezeu întru totul, unul ca acesta va avea nădejde. Puneți în sufletele frăților voastre, vă rog, cuvintele Sfântului Apostol Pavel, din Epistola 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 3-4. Și spune așa: binecuvântat este Domnul Dumnezeul nostru, Tatăl lui Iisus Hristos Dumnezeu, Cel care ne-a mângâiat pe noi în necazuri, ca să mângâiem și noi pe cei ce se află în necazuri cumplite cu mângâierea pe care am primit-o de la Dumnezeu ce ne-a mângâiat. Fraților, iată, vă spun și eu din experiența mea, cu cât s-au înmulțit necazurile și suferințele, cu cât s-au înmulțit durerile, și eu, fraților, am simțit că s-a înmulțit și ajutorul lui Dumnezeu. Și așa vă spun și frățiilor voastre astăzi. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, că și pe noi din necaz ne-a mângâiat Dumnezeu și altora vom da mângâiere în necazul nostru, așa și eu vă spun.
că am trăit eu însumi în necazul meu. Aceasta. Cu cât s-au mulțit necazurile, mai mult ajutor de la Dumnezeu am simțit. Și așa cu adevărat se întâmplă fiecăruia dintre noi. Și știți de ce? Pentru că toate le aștepți întru Hristos. Pentru că nu aștepți de la oameni. Pentru că nu aștepți de la nimeni izbăvire, ci numai de la Hristos însuși. Spune-mi, Paterică, un frate, făcând ascultare cu un cuțitaș la bucătărie, din neatenție s-a atins la ochi și atât de tare a intrat cuțitul în ochi încât nu mai vedea. Și plângând, spunea în sinea lui, ce mă fac de acum că nici pravila nu mai pot citi? Dar atunci a zis, slavă lui Dumnezeu pentru toate și mulțumesc lui Dumnezeu dacă așa a binevoit, așa să primesc în continuare eu zilele ce nu mai sunt ale trăii. Și mulțumea lui Dumnezeu pentru asta. Și nu se mai ruga deloc ca să se vindece, ca să vadă. Nu se mai ruga să vadă. Și la scurt timp, fraților, când a văzut Dumnezeu că s-a biruit în inima lui de rânduiala dumnezeiască făcută cu dânsul, i-a dăruit Dumnezeu deși nu se ruga înapoi vederea. Și în scurt timp a spus și starețului lucrul acesta și cu toții prea slăvea pe Dumnezeu. De aceea vă spun din cuvintele pe care le-ați auzit acum, că omul pe acest al treilea fel de cruce despre care v-am vorbit astăzi, crucea încredințării depline în mâna lui Dumnezeu, omul când se lasă în aceasta, cu adevărat, fraților, nu va fi rușinat. Nu va fi rușinat pentru că pe toate sau întru toate, cu voia lui Dumnezeu le va săvârși. Și cum Dumnezeu le-a făcut, așa cum spunea Sfântul și dreptul Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. De aceea suntem datori, fraților, să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să primim toate câte ne le dăruiește. Și să înțelegem că acesta este felul viețuirii noastre atunci când suntem încercați cu crucea vieții noastre, fraților. Suntem datori să ducem și să mulțumim lui Dumnezeu binecuvântând orice ni se întâmplă, așteptând cu răbdare ca bunul Dumnezeu să ne scoată din acestea. Toate câte greutăți le întâmpinăm și cu mila lui Dumnezeu să putem primi mângâiere. Dacă omul rabdă toate greutățile acestea, cu adevărat, frate, iată, după cuvântul de astăzi al Sfintei Evanghelii, nu se va rușina. Pentru că a zis așa, cine se va rușina de oameni, de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu înaintea Tatălui din cerul față de acela. De aceea să nu ne rușinăm, fraților, de voia lui Dumnezeu care lucrează în noi. Să nu ne rușinăm. Să purtăm crucea aceasta în noi. Pentru că și Sfântul Apostol Pavel a spus, pentru că lăudându-se în crucea lui Hristos a zis, nu mai trăiește Hristos de acum. Nu mai trăiesc eu de acum în trup. Iertați-mă, ci Hristos trăiește în mine. Vedeți, fraților, prin crucea lui Hristos, unde ajungem cu adevărat la cea mai înaltă trăire duhovnicească. Nu mai trăiește omul în el însuși, trăiește Hristos în acesta. Trăiește Hristos cu putere în omul acesta neputincios, care îl vezi matale și încercat de suferințe, de boli, de necazuri, care îl vezi matale că se zbucimă luptându-se cu păcatul și care îl vezi matale că el se lasă în mâna și în voia lui Dumnezeu în toate câte îi se întâmplă. Cu acestea pe care vi le-am spus, fraților, să fim întăriți în această a treia duminică a postului, să primim în sufletul și în trupul nostru, fraților, această dumnezeiască alifie, această sfântă și nemăsurată mângâiere care ne vine de la sfânta și dumnezeiască cruce. Iată ne stă înainte, iată să venim și să ne închinăm, să venim să ne apropiem și să o sărutăm, căci ea ne este cu adevărat limanul la care vom ajunge când suntem atât de greu încercați ca să ne putem mângâia și prin scripturile din cuvintele cărora vine mângâierea, dar și din Sfânta Cruce, prin care, iată, fraților, luăm puterea, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, să nu mai trăim parcă noi ceea ce ne se întâmplă, ci Hristos trăiește în noi, fraților, cu noi, în tot ceea ce ne se întâmplă. Dumnezeu să vă întărească și să vă binecuvinteze, să vă dăruiască putere și mângâiere, iar eu am să vă dăruiesc acum, după cuvântul pe care vi l-am spus, și o mângâiere scrisă pe lângă cuvântul de astăzi,
am să vă dăruiesc un cuvânt pe care Sfântul Vasile cel Mare l-a spus celor care erau prigoniți de casnicii credinței pentru evlavia credinței, între ghilimele. Adică dacă vreodată creștinul, ori preotul, ori diaconul, ori orice fel de om creștin, este prigonit de mai marii săi pentru credința sa care o ține, Sfântul Vasile cel Mare spunea că unul ca acela, dacă rabdă și lasă la voia lui Dumnezeu, ca bunul Dumnezeu să vină și să le rânduiască și să le răsplătească fiecăruia după cum dorește Dumnezeu, unul ca acesta se face mai mare decât martirii din timpul persecuțiilor lui Nero și Diocletian. Și va primi dumnezeiești darul și putere, dar aceia care i-au împilat și i-au prigonit, mai mari pedepse chiar decât le-au primit Nero și Diocletian. De aceea să fiți întăriți, fraților, și mângâiați, și Sfânta Cruce să vă odihnească și să vă mângâie, și la picioarele acestea să luați putere, binecuvântare și întărire într-o nevoință cea curată a credinței, ca să putem și noi să spunem, fraților, privind lemnul Sfintei Cruci, slavă Sfintei și cele de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim în vecii vecilor. Amin.